Vă invităm să vizionați ședința Consiliului Local Târgu Ocna, județul Bacău. Vă dorim vizionare plăcută! Ședința de ordinare a Consiliului Local în data de 27.07.2019 și de-ați început, voi da cuvântul doamnei secretar pentru procesul de parlament. În conformitate cu prevederile codului administrativ, vă supun de atenție procesul verbal în urmă ședința ordinară a Consiliului Local din luna iunie 2023. Vă rog să-mi comunicați dacă aveți obiecții. Dacă nu, îl supun aprobări. Cine este pentru? Procesul verbal a fost aprobat. Am să se întâmplă la urmă citire ordinii de zi. Primul punct, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru 1 august 2023, inițiat prin orașul Bucovina. Al doilea punct, proiect de hotărâre privind statutarea mandatului specialului reprezentantului legal al orașului de Bucovina pentru ședințe de adunări generale acționarilor SECE, Compania Regională de Apă, Bacău S.A., convocată în data de 7.08.2023, respectiv în data de 9.08.2023. Inițiat prin orașul Bucovina. La punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de facturare al SECE Ecosud de SA pentru preluarea deșeurilor reciclate, de trezătări și a tarifului de facturare pentru preluarea deșeurilor biodegradate în vederea cu compostării pentru o grade de 6. Se adresă cum ar orașul de punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru activitățile specifice de salubrizare de state de SECE cu bază de utilități publice de forma SA, respectiv, selectare și transport de șeuri reciclabile la populație, inițiativă cum ar arăta de zbor. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului prin Munta de Aur și astfel, spectatorul aniversar în data de 15 august 2020. Inițiativă cum ar arăta de zbor. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Ministerului Intern, la comunitate de prioritele operației de urgență a Guvernului numărul 24/2020, privind un măsuri fiscal bugetar, destinat de acordare de multe proiect de hotărâre dumneavoastră mare responsabilități organizării și derogării procedurilor de atribuire a contractelor a soților cadru pentru achiziția făcută și a contractelor a fost lăsat de prestare serviciilor pentru derogarea măsurilor educative în aderese programului pentru anii școlari 2023-2026, inițiativă cum ar ajuns cu tot. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind actualizarea inițiatorilor tehnice economice a proiectului de investiții, valorificare economică și modernizare infrastructură specifică în stațiunea balneo climatică pe Bucovina, inițiator cum ar ajuns cu tot. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economice actualizați și a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul de investiții, dezvoltare, modernizare și proiectare infrastructurii operaționale în cadrul școlii numărul 1 la Bucovina, pentru Bacău, inițiator cum ar ajuns cu tot. Punctul 10. Raport fiind activitate desfășurată de către asistenții personali din orașul Bucovina în semestrul urmă, anul 2023. La punctul 11, interpelare de răspunsă. Acum să trecem la vot, să votăm ordinea de zi. Dați. Ordinea de zi. Și... supuneți la vot. Supun la vot, da. Deci supun la vot ordinea de zi a ședinții ordinare de astăzi. Cine este pentru? Împotrivă? Da, ține cineva? Deci se aprobă. Acum am mai spus că atenție într-un aspect. În ordinea de zi a ședinței ordinare de astăzi a fost suplimentată cu încă un punct, un punct suplimentar. A fost suplimentată prin dispoziția primară numărul 286, 247, următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 2 milioane de lei, în conformitate cu prevederile de articolul 1 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 24/2023, privind unele măsuri fiscal bugetare destinate acordării unor împrumuturi în trezorerie statului, cu modificări și completări de ulterior, inițiator primarul orașului de Bucovina. Vă rog să trecem să spunem la față și eu suplimentarea ordinii de zi cu acest post. Cine este pentru? Împotrivă sunt eu, cu mențiunea că suplimentarea vine foarte repede
Și dacă ne-ar fi dat guvernul să împrumutăm 10 milioane, ar fi împrumutat 10 milioane, tot mergem din împrumut în împrumut? Se abține cineva? La primul proiect de hotărâre, cred că vă trec prin alegea președintelui de ședință pentru prima august 2023. Raport de avizare, comisia? Comisia de Etică și Administrație Publică a ales favorabil 7 voturi. Atunci să pun la vot proiectul de hotărâre de prin președintele de ședință. Cine este pentru? La punctul 2. Proiectul de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal orașului prin ședințele SECE CRAV, datele 7-8 și 29-8. Aici, la partea de vedere, este tot la Comisia Politică. Da. Comisia a avizat favorabil 7 voturi pentru. Bun, atunci putem trece la vot. Cine este pentru? Pentru? Domnul Belie, cum votați? Punctul 2, pentru. Toată lumea pentru? Da. Așa. Trecem la al treilea proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de facturare pentru costă de recuperare de deșeuri la întrederea atmosferei și întrederea de șasele. Aici raport pe avizare. Comisia a avizat favorabil 6 voturi pentru și 1 împotrivă. Comisia de urbanism. Aviz favorabil la unanimitate. Comisia. Aviz favorabil la unanimitate. Da? Când treci la vot acest proiect. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Împotrivă sunt eu. Tarifele sunt prea mari. Comisia a avizat favorabil, 6 voturi pentru, 1 vot împotrivă. Comisia de urbanism. Aviz favorabil, nu am înțeles. Aviz favorabil, nu am înțeles. Da. Atunci putem trece la vot. Cine este de anul? Împotrivă? Asemenea, cu aceeași mențiune. Între timp s-au mutat în Dubovna și locuiesc în Dubovna și atunci ei trebuie să ne depună documente să prezinte că s-a produs căsătoria în parte, dar ei nu viețuiesc aici. E păcat că vorbim de astăzi cu Tomar și cândva familia era o instituție. Cam așa, trebuie să-i 20-30 ani. Pentru, da? Nu știu, dar sunt foarte bine. Pentru, da? Șapte, zice-o. Bine. Deci, numai
Avem o rugăminte aici, dacă se poate. Domnul președinte, dacă poate vorba de mai tare, nu se aude prea bine și de asta. La punctul 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului în plenul intern, în conformitate cu prevederile ordonanței de urgență numărul 24, numărul fiscal bugetare destinate acordării unor împrumuturi de trezorerie a statului. Dar poate de avizare? Comisia a avizat că probabil 6 voturi. Păi, un vot împotrivă. Dacă aveți discuții, imaginea...
Dacă nu, trecem la doar. Cine este pentru? Asistenții sociale și noi la nivelul Direcției de Asistență Socială din Primăria Târgu Ocna am dispus ca să se facă o anchetă socială la fiecare caz social înregistrat. Vorbim aici și de persoane cu dizabilități care au diverse grade și persoane care sunt instituționalizate în familii conform procedurilor legale, pentru că nu vrem să avem nicio surpriză neplăcută că un anumit locuitor care traversează o perioadă foarte dificilă să nu aibă îngrijirea așa cum prevăd normele. La nivelul de calității există doar un singur centru de îngrijire a persoanelor vârstnice, acea locație din parcul Mătura, au avut control acolo, au primit niște recomandări, niște adăugiri pe care trebuiau să se conformeze într-o anumită perioadă. Am discutat cu directorul de acolo și au spus că le-au rezolvat, așteaptă acum din nou reverificarea echipei mixte de control ca să hotărască funcționarea în continuare. Erau niște probleme de amenajare, nu știu ce spațiu de funcționare. Deci, ați rămas fără semnare. Au ieșit. Da, o reveni. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 2.000.000 de lei, aprobat de prioritatea privind la ordonanța de urgență a guvernului 24/2023 privind unei măsuri fiscale bugetare destinate acordării unor împrumuturi din trezoreria statului, cu modificări de completări de ulterioare. Inițiator, primarul orașului Târgu Ocna. Aici trebuie să vedem și aici Comisia a avizat favorabil 5 voturi pentru, 1 împotrivă, 1 abținere. Comisia de urbanism a avizat favorabil cu unanimitate. Comisia economică a avizat favorabil cu 5 voturi pentru. Putem trece la discuție asupra acestui punct. Ce părere aveți să vă puneți punctele de vedere? Scrie. Dau cuvântul domnului consilier Cristian Barna. M-am uitat intervenirea acordată din august 2022. Diferența este de până 200.000, rotunjit 200.000, diferența între devize. Poate în luna ianuarie am avut un buget aprobat, că l-am aprobat toți. Pentru cofinanțare am aprobat 3 milioane de lei. Anexa 5. Cofinanțare pentru modernizare de structură cele 23 de străzi. Acum, cofinanțarea cu atentă Dumna rămâne de 1.626 de lei. Restul 3.190 milioane, să ne împrumutăm. Deci, nici
decât 1.626 de lei din bugetul local. Restul din mână în bugetul. La școala generală numărul 1 erau din surse, din contribuția bugetului, 220.000. Acum, din împrumut, 510. Școala 2, 330 din bugetul local. Acum, 300 din împrumut. Când am construit bugetul, n-am auzit cu toate să sunt din nefiscalizând în împrumut. Cei 310 milioane care au tot asupra. Văd că am aflat 2 milioane, acum un an jumătate, la toate astea zile, au rămas rezecapate. Și aș vrea să știu de la domnul Costan, șef, ca ce, la ce sumă se ridică impozite, taxe locale, impozite pe autoturisme și bun. Apartamente, case. Că ar trebui începând de la anul, împotrivit cu 1 milion de lei anul, din bugetul local, rata la bancă, peste ce avem. Dacă ridicat în împrumut e 2 milioane, nu știu cum e. Tot ajunge. Dacă mai vine ordonanța de urgență al Guvernului României, peste 2 luni de zile, că avem voie până la 8, mai luăm 4. Și n-am văzut din sursele proprii investiții. Deci, cred că suntem singurul ATO care nu investește din surse proprii din cofinanțări. Nici cofinanțările le-am împrumutat. Da. Păi, hai să răspundem punctual. Eu apreciez faptul că faceți aceste corelări între buget și datele pe care le prezentăm astăzi după jumătate de an. Am spus întotdeauna, atunci când am construit bugetul, că acesta este un mecanism în care ne asigură un element care asigură funcționarea pe un an de zile. Lucrurile sunt într-o dinamică permanentă și se schimbă cifrele în funcție de evoluția pieței, în funcție de evoluția derulării proiectelor și a investițiilor. Haideți să să revenim un pic la pentru ce facem acest împrumut. Este un împrumut special. Acest împrumut este o suplimentare pe care o oferă legislația românească printr-un act normativ care a apărut în data de 17 iulie, deci acum 10 zile, și a fost, de fapt, a apărut pe 14 iulie, dar s-a publicat în Monitor Oficial pe 17 iulie, după centralizarea, la nivel național, a tuturor nevoilor pentru finanțarea clară și expresă a investițiilor finanțate din fonduri europene. Nu alte investiții, nu alte investiții locale, nu alte manifestări, nu alte dezvoltări și alte tipuri de proiecte. Am spus-o și la construirea bugetului în decembrie, că vom ajunge într-o perioadă când trebuie să găsim surse alternative de finanțare. Pentru că impozitele și taxele directe locale asigură o valoare foarte mică. Asigură funcționarea și avem 10% pentru investiții, pe toate celelalte. În orașul de Bogna, în acest moment, în anul 2023, sunt mai multe tipuri de investiții. Sunt investițiile care se desfășoară pe fonduri locale, tot ce face lucrări de reabilitare străzi dreptare, de reparații conducte de apă sau pregătirea unor străzi, schimbarea conductelor de apă sau de canalizare, în vederea accesării proiectelor sau atunci când proiectul ajunge cu faza de investiție, lucrările de infrastructură din pământ să fie rezolvate. Avem cofinanțarea la parteneriatele cu Consiliul Județean. Și am avut aici o parte din suma alocată pentru strada Tisești și pentru cele trei străzi, Cărămidăriei, Cimitir și Viitorul. De asemenea, avem cota de cofinanțare pentru proiectele de la creșă, care este pe PLDP, de cofinanțare la aceste, și la aceste proiecte de investiții. Târgu Ocna acum are derulare și suntem puținele localități de pe Valea Totușului, să nu ne raportăm la alte unități administrative.
când avem în etapa asta trei investiții cu finanțare europeană. Investiția 1, valorificare turistică, cu 28.816.634, care e valoarea totală. Avem dezvoltarea și modernizarea școlii numărul 1, care înseamnă iarăși 20.762. Și avem dezvoltarea și modernizarea școlii numărul 2, 20.369. Toate aceste valori sunt rezultatul investițiilor aflate în diverse faze și de implementare. Iar noi ne-am asumat, orașul Timbogra, la începutul începutului, că la aceste proiecte cofinanțăm cu 2%, ca atât spune legislația. Între timp, evoluția proiectelor, schimbările legislative, nu știu, modificările de valori ale prețurilor, s-au făcut mai multe acte adiționale succesive. Ceea ce spune domnul consilier are perfectă dreptate la proiectul inițial și la devizul inițial. Dar între timp mai sunt două acte adiționale care s-au făcut și mai sunt încă două pe drum care sunt în diverse faze și trebuie să se întoarcă de la finanțatorul principal, care modifică aceste date. Iar aceste cifre sunt niște cifre reale, argumentate pe fiecare categorie de lucrare și pe fiecare holșurub care trebuie să fie pus în, sau fiecare piatră din piatra concasată. Deci nu sunt cifre care noi le scoatem acum din niște calcule făcute pe genunchi. Și dacă pe data de 17-a, după ce guvernul a spus în primă etapă, și dacă dăm puțin timp înapoi, eu am făcut public și ședința când am discutat despre creditul precedent, că se lucrează la o documentație și după ce se va centraliza, se vor actualiza valorile maxime la care putem să ne împrumutăm. Nu ne putem împrumuta, cum a spus un domn consilier, cea că ne vom duce la 20 de milioane sau la cât ne vom duce. Ne împrumutăm la ceea ce avem nevoie și ce putem să justificăm. Iar valoarea maximă pe care noi trebuie să o punem la cele trei proiecte, care toate cele trei proiecte însumează astăzi, cum am comentat, 69 de milioane, 949, la care nu poate fi o dezvoltare a unei comunități sau unor investiții fără a avea aportul nostru. Aportul nostru generat din impozite și taxe locale, din surse atrase de la concesiuni, închirieri și ce mai sunt celelalte finanțări și de asemenea trebuie să apelăm și la celelalte măsuri de împrumut. Legiuitorul a venit cu această măsură tocmai ca să asigure un cadru real ca acești bani europeni să-i putem atrage. Și pe total, valoarea maximă a cheltuielor aferente acestor proiecte ar fi 5.405.000. Dar acum guvernanții au dus până la 4 milioane. Deci noi acum la 4 milioane, 2 milioane, luate acum o lună jumătate și acum corectate și actualizate, încă două, am ridicat de la 2% indicele de cofinanțare la 5,72%. Haideți să vedem un pic niște investiții la nivel din comunitate care vor avea un impact social, urbanistic, emoțional și până la urmă un confort în care finanțăm cu 5,72% parte de drumul. Până acum, proiectul de valorificare turistică se derulează de un an de zile. Noi, partea noastră de 2%, am cofinanțat-o la toate lucrările de până acum. Ne-am pus bucățica noastră din bun impozite și taxe locale. La fel am făcut la școala 1, la fel am făcut la școala 2. Și dacă vă uitați aici un pic pe, poate că proiectul de hotărâre sună-se că e o formulă, e o formă. Dar dacă ne uităm în expunerea de motive sau în raportul pe care eu l-am întocmit și l-am prezentat dumneavoastră, avem acolo tabelul acela centralizator. Și vedem exact cum repartizăm sumele. Pe proiectul de valorificare turistică, cu valoare de 28 milioane, total ar fi 3.191.626, care trebuie să contribuim noi. Și am pus 1.800.000 pe creditul precedent și 1.390.000 acum. Deci dacă le adunăm, vedem că ieșim sub 3.191.000. La modernizarea școlii numărul 1. 20.762 valoarea totală a proiectului, valoarea maximă a împrumutului 1.908.971, că atât ar fi putut eligibil, dar noi am pus 510. Astăzi, constructorul are de încasat de la UAT Târguna pe școala numărul 1, pe diferențele de preț cu ordonanța 64, aproximativ
1.200.000 de lei pe care constructorul i-a pus din cash flow-ul lui și din liniile lui de finanțare și problema este în felul următor. Și am discutat și la ADR și acest cadru legislativ s-a construit ca urmare a eforturilor și a comunicărilor pe toate forurile. Pentru că riscăm să blocăm două investiții. Una, școala 1 nu se închide, nu se decontează final, nu se trage linii pe 31 decembrie ca să se materializeze că un proiect a fost cu succes și s-a încheiat finanțarea și blocăm. Și blocăm pe constructor și cu al doilea, o a doua investiție de la școala 2. Pentru că, haideți să vedem un pic acum, orice firmă au o capacitate financiară, dar nu pot să ducă niște investiții la valorile astea. Și atunci, am apelat la soluțiile de prefinanțare. Au venit, cât a spus legiuitorul. S-a pornit cu 10%, s-a ridicat la 30%, s-au făcut compensări, s-au făcut tot felul de mecanisme financiare reglementate de norme, avizate de instituțiile, audituri și tot felul de mecanisme abilitate. Și atunci, alocăm din această valoare de 2 milioane, 510.000 să-i dăm constructorului o etapă ca să poată continua cu celelalte investiții. Discutăm de modernizarea și valorificarea școlii numărul 2. Am pus 200.000 pe creditul vechi și am mai pus acum încă 100.000. Pentru că vedeți și dumneavoastră, într-o lună de zile, acolo lucrurile s-au constructorul s-a mobilizat exemplar, își face treaba și el își ține graficul. Și vrem ca, într-un timp cât mai scurt, acea investiție să fie justificată și copiii să se întoarcă în clasele mult așteptate. De aceea venim cu această procedură. Haideți să mergem mai departe. Deci, legea 229, care am făcut referire mai devreme, care s-a publicat pe 17 iulie, iar imediat se publică în 21-a 7-a, a suntem în 21-a 7-a se publică în monitorul oficial normele, cu ordinul 2238. Și ce este atenția mare? Că nici legiuitorul a stabilit niște termene foarte strânse și spune că unitățile sub diviziunea administrativ-teritoriale pot solicita inclusiv instituțiile publice așa, din care fac parte în cursul anului 2020 până la data de 1 august 2023. Contratarea de împrumuturi și venituri de privatizare și tot ce spune legislația patrimoniale. Păi 1 august estimați. Noi până la 1 august trebuie să mai facem niște proceduri. Să-l însușim, să validăm proiectul de hotărâre și sper că să-l putem transforma în hotărâre. După care să-l transmitem la Ministerul de Finanțe, să primim ok-ul, să ne dea descărcarea și toate celelalte. De astea sunt niște proceduri. Haideți să fim un pic atenți și ce se întâmplă în jurul nostru. Că nu suntem singura unitate administrativă care am apelat noi acum la acest mecanism. Toate unitățile administrativ-teritoriale și cu siguranță sunteți în contact cu o parte din ele, inclusiv pe Valea Trotușului. Moinești au făcut împrumut. A făcut împrumut și pe piața concurențială de la bănci, ca să ducă proiectul în continuare. Comăneștiul a avut acum două zile, ședință extraordinară, direct 400, 4 milioane. El a așteptat, am avut discuții cu dumneavoastră, și domnule, nu mai fac 2 plus 2. Când îl fac tot. Și acum l-au avut două zile. Zlădicul la fel, alte unii, Bacău, care sunt numai aici în area nostru, cei care au proiecte de derulare cu fonduri europene. Astea nu sunt pentru organizarea unui eveniment caritabil sau public sau sportiv sau știu eu, altfel de eveniment. De aceea, eu cred că trebuie cu mare responsabilitate. Da, este adevărat. Va trebui să dăm o parte banii aceștia înapoi. Eșalonați pe 5 ani de zile. Păi trebuie să facem efort ca, odată ce am crescut standardul de viață, să găsim soluții și aproximativ 1 milion pe an să-l dăm înapoi. Dar trăim într-o perioadă când orice investiție și acasă, la celula de bază a familiei, nu se poate dezvolta pe banii altuia, total. Trebuie să avem banii Uniunii Europene, avem banii de cofinanțare guvernamentali, avem niște norme calculate, pentru că altfel dacă nu apăreau aceste acte normative, astăzi uitam de șantierele prin țară. Și haideți că ne-am deplasat cu toții, poate în vacanță sau în interes de serviciu. Toate localitățile sunt într-un adevărat șantier. Apă, canal, poduri, drumuri, autostradă, toate astea se fac cu niște
eforturi maxime. Și atunci nu putem să venim și legiuitorul, finanțatorii, îți creează un cadru și noi să nu apelăm la el. Eu asta vreau să prezint. Eu știu, sunt și viziuni diferite. Dar la momentul de față, noi am mers pe piața publică, înainte de a apela la modelul acesta de împrumut, am mers pe piața publică. În primul rând, o singură unitate bancară, și știți dumneavoastră, unitățile bancare nu subscriu la tipul de credit, nici la persoane juridice îi dau foarte greu, iar dobânzile erau mult mai mari. Plus că o serie de condiționalități și de grafice și de tot felul de expertize și tot felul de evaluări și gaji și ce mai cer finanțatorii privați. Eu asta vreau să vă spun. Asta vreau să întăresc. Sunt cu destinații specială pentru așa ceva și nu pentru aceasta. Să nu uităm că avem din urmă alte proiecte. Avem Anghel Salini, care e vorba de zile până semnăm contractul, că s-au încărcat toate documentele și am primit validare. Avem proiectul cu acel cu calamități. Da, știm acum că asta e valoare, dar în momentul când ne apucăm să dezmembrăm și să umblăm pe la conducte, mai constați că o conductă trebuie înlocuită, că nu știu care fode nu în cota care trebuie, că se întâmplă pe dedesubt ce se mai întâmplă. Uite, avem acum, mergem pe metri spiresul și constatăm că am găsit o conductă care pleacă dintr-un loc, ajunge în alt loc, dar între timp ea are alt circuit. Și asta se întâmplă. De aceea, puținii noștri bani care avem pentru investiții, trebuie să-i asigurăm pentru cofinanțările directe și imediate. Eu asta vreau să vă transmit dumneavoastră, cu mare responsabilitate, cu mare respect, că nu dorește nimeni să facă un împrumut doar de dragul de a ne afla treaba. Constructorii își fac treaba, vedeți dumneavoastră pe toate palierele, pe investiția cu Consiliul Județean, pe investițiile cu fonduri europene, pe școală, pe... Dar, totuși, trebuie să asigurăm și decontarea facturilor. Pentru că ne trezim după aia cu alte obligații de plată. Bun, dacă mai pot răspunde altor întrebări. Eu mă bucur că domnul Cristi își centralizează datele astea și le conexează. Sunt date publice, nu sunt ținute sertar care să nu fie analizate. Observ că sunteți dedicat plății constructorului de calității lucrărilor pe care trebuie să făcute la un anumit nivel european. Păi hai să vedem la șoțile. Care sunt calitatea lucrărilor? Și atâta timp cât constructorul... Eu i-am dat un obiectiv, da? Da. Acel obiectiv, da. Pentru acel obiectiv, se derulează lucrări. Așa. Se fac situații de lucrări etapizate. Vă plac trotuarele pe la... Cum au ieșit trotuarele pe la Biserica Răducanu? Biserica Răducanu, dar vreau să vă spun, trotuarele alea nu au fost decontate partea de trotuar acolo. Da. Pentru că constructorul a avut un terț și ăla nu și-a făcut treaba. Așa. Și acum, în momentul ăsta, el se va întoarce să refacă acel trotuar. Da, de-aia acea firmă pe care am văzut-o cu toții, care era undeva de prin Suceava. Ei au crezut că au venit aici și își vor găsi soluția de succes. Nu! Suntem în situații, să știți că acolo unde lucrurile n-au mers corect, se impută. Haideți să întrebați-l pe domnul inginer de lucrare de aici, de la, din piața. Cum mi s-a oprit? A fost și la ședința, ce a spus. Poftim? A fost și la ședința, ți-a văzut ce a spus. Inginerul. Dacă dorește, el poate să stau lucrări. Nu că dorește, nu dorește. Dacă dorește, el. Haideți să stabilim un pic lucru. Bine. Un constructor are niște obligații, dar și beneficiarul are niște obligații. Constructorul, în momentul când nu îi se decontează, conform procedurilor legale, facturile la devizele, el are posibilitatea să reducă sau să oprească șantierul până când nu îi aduce la zi. Pentru că nu noi nu lucrăm cu avansuri, nu s-a plătit niciun leu în avans, toate lucrările și toate, fiecare pavea de aici este pusă așa cum ne scrie în proiect. Și aia va fi. În final, la recepțiile pe fiecare stradă, acum sunt în diverse faze. Eu cred că împreună vom merge și acolo dacă vom constata, nu știu, că o bordure ar trebui să fie pusă altfel, o vom pune altfel, așa cum spune norma sau cum spune proiectul. Că nu
Nu suntem parteneri cu constructorul în sensul ăsta. Știți că noi am mai recepționat lucrări străzi care se supără. Știți că am mai recepționat canalizare care are mari probleme? Cine? Pentru că cel care a făcut recepția a fost de rea credință. Și de asta avem problemele cu care ne confruntăm. Domnule consilier, haideți să referim la voile noastre. Știți că avem proiect în parte de 5 milioane de euro care nu are nicio finalitate? Cine a spus asta? Asta o spuneți dumneavoastră. Spuneți dumneavoastră. Trebuia să creze 40 de oameni acolo. Conform fișei din urmărie pe care ați avut. La momentul respectiv, la momentul știu. S-a scris și s-a adoptat acest așa a fost, s-au adus, păi astăzi dacă aveam 40 de oameni angajați acolo, trebuia o societate să... care da. Nu s-a gândit nimeni că vom evolua într-un degres, într-un regres. Așa. Ce făceam acum? Care erau costurile de susținere? Păi de ce ați dat banii oamenilor 5 milioane? Care bani? Un proiect care nu și ce i-a dat pe salarii? Care salarii dacă oamenii nu au fost angajați? Nu mai fiți demagog. Ce a fost investit, domnule? Lăsați, investițiile alea s-au materializat în clădiri, în drumuri, în alei, în far, în pod, în stații de transformare, în rețea de gaz, care sunt în beneficiul comunității. Dacă și stații de epurare. Dacă am fi mers ad literam, așa cum propuneți dumneavoastră, angajam 40 de oameni și... Cine îi plătea pe oamenii aia? Păi dumneavoastră v-ați angajat când ați făcut proiectul. Domnul Cozine, da? Erați din copil atunci când... Ați cerut domnule și ați zis erați că copil, și tot Uniunea Europeană v-a dat niște bani pe niște lucruri. Da. Nu v-a dat așa, că putea să spuneți, nu vă aduce niciun beneficiu. Vreți să vă angajați și vă căutați un loc de muncă? Nu, mulțumesc frumos. Atunci nu te pliați discuția. Haideți să mai auzim și alte păreri. Vreți să mai spună ceva? Nu. Eu am și eu așa o părere, adică asupra toată afacerea asta. Eu personal vreau să spun, nu prea am încredere în firma asta constructoare, cum ar fi, nu știu, mi se pare că are capacitatea de a duce la bun sfârșit, într-un timp scurt, rezonat la această părere. Sincer spun, nu mi se par capabil. S-au format la un război, la o luptă, prea mare. Asta e impresia mea. Nu știu cum a fost de aleși în licitații, în procedurile de licitații se cere acolo experiența anterioară, lucrez, nu știu ce au demonstrat la licitații, cum au fost aleși. Asta e părerea mea, dar emoția asta o gândim fiecare, sau o tradusă în fiecare. Păi tocmai, dar noi trebuie să fim aici, să fim responsabili și noi să ne asigurăm partea noastră. El are niște obligații. El acum abia așteaptă ca să-mi dea eu o situație de plată, eu să-i o pot întârzia, ca eu să-mi spun de cauza că mi-ai întârziat conform proiectului, eu trebuia să-mi plătești la 30 de zile sau cât scrie acolo norma, nu mi-ai dat, eu reduc și fac și drept. Eu fac tot ce ca executiv și alături de dumneavoastră, noi să fim cu arma la picior și cu condițiile noastre, cu obligațiile noastre, iar el dacă nu-și va îndeplini condițiile asumate, responsabilitatea este maximă lui. Pentru că nu primește. Dacă am fi plătit în avans, poți să spui, domnule, am plătit, am dat bani și uite, acum umblăm după ei. Dar nu. El primește bani pe ce s-a justificat, pe ce s-a făcut și capacitatea lui. Da, dacă ar fi fost o firmă locală și chiar nu contează. Suntem într-un stat european în care prezența la licitație este deschisă pentru oricine. A fost o licitație, adică a fost a treia licitație, s-au înscris doi concurenți, s-au contestat între ei, s-au ajuns la forul din alta verificare a organismului de evaluare. Știți că astea sunt special și vedeți și la noastră, la locul zic, câte provocări sunt. Ne mai puteți spune ce lucrări mai trebuie să refăcute din marele proiect? În afară de controarele care am... Domnul, eu nu sunt aici la evaluator să vă spun astăzi, am nu știu lucrurile. Da. Știu. În care dată normal, nu știu. Am înțeles, era o întrebare. Și corectat lumea și vrea să știe. Domnul Măciu, că dacă lucrările vor rămâne așa sau se vor refaci? Și care sunt lucrările care se vor refaci? Celelalte. Celelalte. Eu apreciez, domnul consilier, că de fiecare dată ați pus pe ordinea de zi și ați venit alături de executiv cu probleme punctuale. Unde s-a constatat că ar trebui schimbat ceva, că ar trebui făcut ceva, că ar trebui îmbunătățit.
și s-au găsit soluții pe loc. Dar nu vorbim așa avioane cum vorbiți dumneavoastră. Păi nu, spuneți dumneavoastră, celul da, direct, dar le știți mai bine. Să înțeleg că sunt subordonat dumneavoastră sau nu? Nu, vă interpelez să răspundeți cetățenilor ce lucrări trebuie să răspundeți. Nu, nu, cetățenii, prea să răspundeți în fața ei. Cetățenii pe care îi reprezint. Cine sunt cetățenii pe care? Cetățenii care m-au votat. Așa. Vă pun o întrebare. Ce lucrări neconforme s-au găsit și care trebuie să fie făcute? Este greu? N-ați partizat cu firma care ne construiește sau cu cetățenii care trebuie să beneficieze? Nu devea discuția, domnul. Domnul președinte, vă rog, lasă cuvântul la fiecare și să nu mai abatem atât de la proiectele noastre, putem discuta la diverse. Vă rog frumos. Poate răspundeți la ce reacție, domnul Ciuță? Niciodată. Spune așa cum răspunde. Mai are cineva ceva de spus? Nu. Domnul Cristi Pat? Nu mai. Păi acestea fiind zise, puteam trece la toate. Cine este Pianto? Că nu s-a explicat clar, da? De ce trebuie să facem acest împrumut în condițiile în care la începutul, când am aprobat bugetul, lăsați că se va consemna și pe urmă vă dă cuvântul și dumneavoastră. Când s-a făcut bugetul, erau bani pentru toate aceste cofinanțări. Erau bani pentru toate aceste cofinanțări. Hai, abține era cu atunci. Abține, gata, încerc spus. Deci asta era mințiat. Se abține, cine se abține? Abține. Am specificat la începutul ședinței să fim foarte imperativ ca să pot pleca. Municipiului Târgu Ocna, de obicei copii pe municipiul, nu-i problemă, în zona adiacentă, coordonate indicate de dumneavoastră, în rezare sunt descapări, nu identificăm deșeul înglobat. Deci a fost prezența viceprimarului, a fost cea... Deci nu a fost anunțat, nu a fost convocat. Da, mulțumesc. Da. Când va fi asfaltată strada Mihai Eminescu? O întrebare pentru domnul primar. De ce pe strada Mihai Eminescu în continuare un trotuar este făcut pe partea dreaptă, unde duce spre strada Gâleanu și pe partea stângă? Lipsa de pregătire.
nu este făcut. Nu e aceea stradă, nu e același proiect. Puteți să-și răspundeți că știți proiectul pe de rost, ați făcut un împrumut, altfel mai ați făcut un împrumut, da? Care o pune este conform. Zilele orașului se mai fac. Concursul călătorie între cer și pământ va mai avea loc. Apropo, am să vă rog să vă luați instalația aia de la aerul condiționat care ați făcut-o pe scările blocului F7, da? Și să vă renovați și spațiul care l-a venit acolo. Dar nu sunt proprietar, așa că adresați vă proprietar. Deci vă rog frumos. Adresați vă proprietar. Și aș vrea să știu dacă vizitați o primă. Să lucruri private, domnul. Nu, că nu sunt private. Afectează. Vă spun că faci și cazare. Da? Da? Respectăm. Când o să faceți locuri de parcare, apropo, că n-ați dat niciun loc de parcare în 9 ani de zile. Nu, dar vreau să particip la licitație. Să iau un loc de parcare ca orice cetățean. Cum să nu? Da, faceți locurile de parcare. Locurile de parcare pe care le-ați amenajat. Adică niciunul, zero. 9 ani de zile, niciun loc de parcare. Da? Să vedeți. Oricum vreau să aveți memoria scurtă. Da, într-adevăr. Dumneavoastră aveți lungă. Memorie. Câte amenzi s-au dat pentru domenii neîngrijite? Avem sau nu amenzi? Câte prevede legislația? Trebuiau crescute cu 200% impozitul. Aș vrea să știu și eu. Cum trebuiau domnul? Vă creștiți pe toate. Ia spuneți mea să consiliul local și cetățenilor care au ales. Haideți să aici un răspuns. Cei din primărie abilitați de la urbanism, da? Alții din urmă, să nu. Care fiți de mare primarul lucru, care alții, domnul primar? Păi vreau să știți, vreau să știți toate care lucrurile, alții? Cum se parchează, cum se dau amenzi. Păi nu. Păi nu. Spuneți noastră cum știți noastră mai bine, că aveți 20 de ani de experiență în primărie. Spuneți noastră, ce rezultă din asta? Văd că sunteți foarte vocal, dar pentru ce luați dumneavoastră bani, așa, domnul consilier, n-ați votat niciun proiect astăzi. Așa. Și atunci, pentru ce ați luat astăzi, luna iulie, în afară de președinte de ședință, da. Pentru ce ați luat 800 de lei? Spuneți aici, cetățenilor dumneavoastră, deci, luați 800 de lei fiecare bani consilier, ia ca să voteze toate proiectele primarului. De la un capăt la altul, fără să ridice obiecții și fără să pună întrebări. Și primarul nu poate să spună niciodată ce treburi sunt de rezolvat în oraș sau când le va rezolva. Pentru că nu poate, nu știe, nu vrea. Mulțumesc frumos! Altcineva mai dorește să mai... În spate acolo mai dorește cineva să mai... Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența, vă urez o vacanță frumoasă. Am uitat înainte de închide ședința, voi pleca o săptămână în Coceni, începând de luni. Și cu procedurilor, poftim? Sunt persoane puternicite care pot să o ducă această demnitate. Mulțumim.